Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare la... Nu e la alegere, dragii mei, este pentru cei cu soare, luna, Venus, ascendent, nodul nord în taur. Etalare pentru, ia să vedem, cât puteți voi să vedeți, pentru luna decembrie 2021. Iată, am ajuns și la sfârșitul anului, dragii mei. Tăurițe, tăuraș, tăuraș și tăurițe. În fine, hai să vedem, dragii mei, energia generală în această perioadă. Cei cu soare, luna, Venus, ascendent, nodul nord din taur, energia generală în decembrie. Energia generală în decembrie pentru cei cu soare, luna, Venus, ascendent, nodul nord din taur. Energia generală în decembrie 2021. Ups! Încă nu, încă nu. Imediat vine și energia generală. Marele preot. Ce frumos vă pup! Sunteți chiar voi. Voi. Nu neapărat voi. Unii dintre voi, marele preot, unii dintre voi cu anumite marcaje, unii dintre voi născuți în luna mai, dar nu. Marele preot nu înseamnă musa, e zodia taurului. Zodia taurului mai degrabă este reprezentată de monede. Dar, pentru unii, why not? De ce nu? Dar, și pe ce fată? Valetul de ape. Aici sunteți voi, da. Aici sunteți voi între 3 de apă și 3 și valetul de ape. Și 5 de aer. Faceți griji cum să manifestați o bucurie cu cineva. Pentru unii poate ați întâlnit la locul de muncă, dar nu obligatoriu. Ați vrea să munciți, să vă implicați într-o relație cu cineva care vă aduce multă bucurie. 3 de apă, da? 3 de apă, ce frumos. Care vă cheamă așa ca o sirenă. Și vă hrănește pământul. Pământul din voi care, dacă stă prea mult la locul de muncă, dacă vă concentrați prea mult pe monede și pe gânduri, ce frumos, poate ar fi bine să faceți o formă de artă, poate ar fi bine să cântați unii dintre voi, dar asta doar cu ajutorul apelor puteți să faceți. Cum? Adică, trebuie într-una întreată, că vin multe mesaje. Am zis că e cineva care vă hrănește pământul arid. Arid devine arid, casant, dacă vă concentrați prea mult pe muncă. Din acest motiv, emoțiile pe care le simțiți în preajma cuiva sau pe care cineva le oferă necondiționat, vi le oferă vouă sau oamenilor în general, acele emoții vă hrănesc și vă modelează, vă remodelează. Eventual ar putea să vă inspire să vă manifestați altfel. Am vorbit despre o formă de artă pentru unii dintre voi, poate, pentru că unii cu marcaj, nu zic neapărat zodia taurului, marcaj în zodia taurului, puteți să faceți muzică. Acum, marele preot. Energia generală sunt tradițiile, cultura, familia din care veniți, nu musai cea pe care o faceți, nu neapărat că sunteți căsătoriți, poate nu sunteți căsătoriți, dar sunt părinții, rudele, da? Care v-au educat într-un anume fel. Aici este provocarea, aici este energia generală și este chiar numărul 5 al anului 2021. Acum, la sfârșit de an, ar trebui, dacă ascultați și etalarea pe care am făcut-o despre acest an, din perspectivă numerologică, o să înțelegeți. După toate conflictele prin care trecem, trebuie să încheiem acest an într-o energie înaltă. Dar ce înseamnă asta? Să ne conectăm la intuiția noastră, la Dumnezeu, la misiunea noastră, e o stea, sunt niște îngeri și să ieșim din zona tradițională, plină de reguli și de strictețe. Hai să vedem și mesaj de la îngeri pentru tauri, taurițe și tauraș. Mesaje de la îngeri în această perioadă. 5. 5 înseamnă schimbare. Eventual trebuie să schimbați. Să schimbați ceva în această educație strictă, rigidă, pe care majoritatea o primim, în sens
creativ, apropo, că cinci înseamnă și creativitate, da? Și să manifestați intuiție, creștere spirituală și prin alte direcții. Interesant că această carte mi-aduce aminte de magician. Sunt cam toate elementele, da? Ba chiar cinci. Da, chiar magicianul mi-aduce aminte. Ar trebui să manifestați creștere spirituală, stabilitate, dar într-o altă formă. Mesaje de la înger pentru Tau și Taurite. E și o roată a norocului. Trebuie să schimbați ceva. Cum am zis mai devreme, să ieșiți în această structură pământeană și să vă ridicați, pentru că aveți această putere în opoziție cu Taurul. Este scorpionul care renaște. Renaște din durere, din amol, din cenușă. Hai, mesaje de la înger pentru. Interesant că tocmai la voi am pus o pană și văd o pană. Poate ar trebui să comunicați cu valetul de cupe. Ar trebui să comunicați ceva frumos cu cineva. Hai mă. În sfârșit. Practicați compasiune. 1 și cu 5. Iar apropo magician și 5. Da? Practicați compasiunea. Degeaba suntem învățați să gândim după niște reguli dacă nu avem această compasiune, empatie. Adevărata spiritualitate, de fapt, este în suflet, nu în regulile pe care ne-am învățat sau ne-au învățat alții. 5 și cu 1, 6. Ieșiți din 5 acestui an și vă pregătiți pentru 6, vibrația anului viitor. Practicați compasiunea. Încercați să vedeți lucrurile dintr-o perspectivă proaspătă. 9, da? La capătul setului de cărți sunteți mai puternici decât credeți. Și limbajul dragostei, apropo de limbaj, deci am zis mai devreme să comunicați și voi și iubiți-vă așa cum sunteți. Aveți numărul 8 aici. 8 este numărul scorpionului, da? Casa 8-a, în opoziție cu casa 2-a. Hai să vedem. Casa 8-a transformării. Iar valetul de bâte și asul de bâte. Este posibil pentru unii o nouă pasiune, pentru cineva atracție fizică, sexuală, pentru cineva care vă aduce multe emoții, 10 de cupe. Și este nevoie să vă implicați practic și să exprimați, da? Și să faceți pași cu încredere și emoție, dar și pasiune pentru unii. Pentru alții, posibil să fie un copil care are o idee originală și care ar fi bine să-i ajutați, să practicați compasiunea și să-i ajutați să-și o pună în practică. În fine, pentru cei care au copii. Hai să vedem. Taur, soare, lună, venus, ascendent. Ups! Nodul, taur. Vă și doi de bâte trebuie să alegeți. Decembrie 2021. Regele de spade. Posibil este o figură autoritară în viața voastră cu regele de spade și marele preot care vă influențează, dar practicați compasiunea. Central, regina de bâte. Am zis, e bâte, pasiune pentru cineva, atracție. Atracție intensă. Provocarea împăratului. Împăratul și mare preot, uneori, n-aș spune că... Da, nici, eu nu-mi place, mie nu-mi place să mă fixez pe chestiuni de genul că împăratul reprezintă taur sau bebec, marele preot zodia taurului. Nu, este o prostie. Dar uneori se poate. Depinde în ce stadiu sunteți voi, al evoluției. Provocarea este ori acea figură autoritară, rămâne de văzut, ori dorința voastră de a fi persoane stabile, de a vă angaja, adică pasiunea pe care o simțiți, să o manifestați practic cu consistență, cu determin... am văzut în timp ce m-am amestecat diavolul. Fuck it. Poate să fie obsesia pentru bani, pentru muncă, a multor tauri și taurițe, da? Dar poate să fie undeva în trecutul îndepărtat o legătură karmică, inclusiv de familie. Inclusiv, să știți că și marele preot
poate să devină karmic și toxic în momentul în care faceți lucrurile pentru că așa ați fost învățați, pentru că așa zice biserica. Biserica a făcut multe chestii nepotrivite, da? Inchiziția a manifestat acest diavol din punct de vedere religios. În fine, ca să înțelegeți. 10 de monede în ultima vreme, trecutul apropia 10 de monede. Iar tradiția, am zis tradiția, leitmotivul, tradiții, tradiții, tradiții. Obsesia pentru bani, dorința pentru dorința de a face, eu știu, de a avea un job bănos, de a fi șefi, dorința de a fi șefi sau de a face bani ca să fiți în echilibru posibil și asta. Puf. În viitor, 5 de cupe. Cum să pun ca să stea mai bine? Viitorul îndepărtat. Ah, ce frumos! În sfârșit, 5 de... Asul... De ce am zis 5? Era cu gândul acolo. Asul de cupe în prezent. Deci apare totuși ceva. Emoții. Un nou potențial. Asul de cupe poate să fie și dragoste față de voi. Să vă ascultați sufletul și pasiunile interioare. Să practicați compasiunea. Ce frumos, da? Practicați compasiunea, în primul rând față de voi, dacă ați fost educați într-un... Uf, nu știu ce, simt așa o stare de... compasiune, empatie. Pentru cei care ați fost educați într-un mod foarte rigid și prea pragmatic. Învățați-vă să vă iubiți pe voi, să vă iertați. Să aveți compasiune față de voi și să vă ascultați sufletul și să manifestați creativitate, hobby-urile care vă stimulează, dar să nu vă mai fixați atâta pe tradiții, pe karmă, pe legăturile acestea stricte, pe bani, pe ce... Uf, 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 uf. Sunteți puternici. De ce? Sunteți puternici? Uite, regina de bâte, sunteți puternici. Poate totuși cineva, regina de bâte, este și o persoană care inspiră, vă inspiră să vă regăsiți puterea, compasiunea în acest context. Uf. Sfatul, 4 de bâte. Dacă vine o nouă dragoste, posibil să fie sufletul pereche. Dar pentru asta trebuie să învățați. Aici este provocarea, aici este provocarea. Eu care spune mai multe ori pentru că este să ieșiți din tradiție. E greu, mai ales că sunteți zodie fixă, da? Posibil cineva încearcă să vă conducă viața, să-și impună regulile, dacă nu sunteți voi aceia. Dar dacă sunteți aceia care încearcă să-și impună regulile, să știți că o faceți tot din cauza că ați văzut în stânga, în dreapta, într-o formă sau alta. Și de-aia ce trebuie, 5 înseamnă schimbare, să ieșiți din lucrurile astea. Să vă iertați și să manifestați creativitate, încredere în voi altfel. Altfel decât ați făcut-o până acum. 4 de bâte. Dacă vine o nouă dragoste, posibil să fie sufletul vostru pereche. Pentru că vă bâte și aici, aici. Posibil cineva. 4 de bâte înseamnă și întâlnire. Nu musai la restaurant, că poate nu toată lumea are certificatul verde. Nu știu, într-un spațiu restrâns. Poate la voi acasă, poate la ei acasă. E o întâlnire cu cineva, drag, cu care puteți să vă simțiți bine, să ascultați muzică, să aveți... Poate nu musai aceleași gusturi muzicale, dar, în fine, sunteți deschiși. Sunteți deschiși. Puteți să mâncați... 4 ține de restaurant, dar puteți să mergeți acasă să gătiți dacă nu aveți musa certificat. Așa că, din păcate, aici este, apropo de restricție și certificate, aici este ieșirea colectivă, pentru cine are urechi de auzit. Ieșirea colectivă din restricții. Nu, nu avem nevoie de restricții. În fine, sfatul este 4 de bâte. Exterior, aici este. Mai, cine vă influențează, cineva? Nu sunteți voi aici. Pentru că influența exterioară, voi sunteți aici. Poate să fiți și în celelalte cărți, dar este un personaj care nu se poate deschide. Împărățelul pentru mine, 4 de seamănă foarte bine cu împăratul, da? Împărățelul și împăratul. Un personaj care nu se deschide, care pune mai presus de orice regulile, tradițiile, banii. Da? Și după cum vedeți, se izolează
în lumea sa, de restul lumii, se izolează 4-4-4, iar poate aveți ceva interesant. 4-4. Vedeți adesea 4-4. În fine. Mai. O să clarific. Deci vă este teamă de 7 de monede. Iar aceleași monede. Poate vă este teamă că veți, da, așa, și am senzația că e o teamă care are motive să existe. Că munciți într-o zonă în care nu vă veți bucura de roadele voastre. Posibil trebuie tot timpul să împărțiți banii, să munciți pentru familie, pentru casă, pentru X, pentru șef, pentru tată, pentru, eu știu cine, persoana autoritară din preajma voastră. Că vezi, da, 7 de monede este poziția slujbașului. Aici este. Dacă vreți să nu mai fiți slujbași, trebuie să aveți încredere în voi, da? Că puteți să vă găsiți echilibru, dar cum îl găsiți? Nu muncind, da? Așa cum i-ați văzut pe X și pe Y. Nu muncind în fiecare zi pe brânci, ci manifestând creativitate, ceea ce vă place vouă să faceți. Atunci aveți parte de succes, de stabilitate și de reușită. Ce vă doriți, faetonul, să mergeți înspre destinul vostru. Pot să pun așa? Ia. Să merge. Poate vă doriți o nouă mașină? Dar faetonul și coasul de cupe exprimă un personaj, poate, cu marcajul în zodia racului, peștilor sau scorpionului, dar un special rac. Sau săgetător, pentru mine faetonul înseamnă și săgetător. În fine, așa, că unor vă place să vă dau zodii, dar mie nu-mi place să dau zodii. Faetonul, vă doriți să alegeți, să mergeți înspre destinul vostru și cred că eu așa simt, așa simt că destinul vostru e în acest sens, în această direcție, nu aici. Ce reușiți să faceți? Uf, tot monede, să munciți. Dar să transformați. Oh, ce frumos! Munciți. De fapt, 8 de monede, vă descoperiți noi abilități, noi talente. Cu asul de cupe și cu regina de bâte, descoperiți noi abilități. Că știți să faceți și, apropo de muzică, că știți să gătiți și dacă vreți, vă deschideți voi restaurantul vostru. Nu mai trebuie să lucrați, eu știu, ca ce lucrați voi. Am dat exemple. Că puteți face bani colaborând, da? Ia uite, valetul de cupe, cavalerul de cupe, asul de cupe. Colaborăm cu oameni care își exprimă emoțiile, latura sensibilă, care își exprimă latura vulnerabilă, nu sunt atât de stricți și de rigizi. Dar e frumos, la locul de muncă, până urmă, vrei să manifestați ceva nou. Eventual alegeți să vă ascultați inima, practicați compasiunea față de voi și manifestați ceva nou. Ce frumos ar fi! Unii dintre voi am senzația că încercați să fugiți de mamă, de familie. Ca să vă regăsiți în preajma cuiva. În fine, așa simt. Puterea la capătul setului de cărți, iar marele preot. Ia uite, regele de cupe. Este o dragoste. Este o dragoste care a venit într-un mod neașteptat, misterios, că
care vă, ia uite, vă vindecă. Uf, rănile astea de unde sunt? E un blocaj, o programare mentală pe bani, da? Există un personaj care apare în viața voastră și care vă aduce stabilitate și creștere spirituală și putere, dar eu simt că mai este și o luptă undeva în familie. Acolo în familie v-ați obișnuit să vă rețineți și să vă luptați. Care are ultimul cuvânt? Unii dintre voi. Poate e altcineva care încearcă să-și împună părerea acolo. Bine, eu văd mai multe variante în cărțile acestea. Hai să punem. Îl rețineți voi. Dacă cumva îl uit, mi-aduceți aminte sau vă aduceți voi aminte că există un potențial de a o lua de la zero într-o nouă direcție. Că tot e sfârșit de an. Că tot e sfârșit de an. Ia uite, alegeți, trebuie să alegeți între a vă asculta inima, între oamenii care sunt vulnerabili și deschiși și empatici și muncă. Și muncă. Hai să clarificăm acum, dragii mei și dragile mele taurițe, dragii mei taurași. Regina de Bătăi. O dată. General, regina de Bâte e o persoană care conduce sau se conduce pe sine. Ia uite judecata. Poate că cineva vrea să se împace cu voi. O persoană pasională. Cu marcaj în semn de foc. Am spus în cazul în care există, pentru că știu că unii aveți. Dar sufletul vostru, trecând peste acest mesaj, acest potențial, vreți să renașteți, vreți să vă ascultați intuiții, da? Să ieșiți de aceste reguli fixe, da? Coșciugul acesta, de fapt, sunt regulile în care ne-am obișnuit, da? Este o formă fixă, apropo de zodiile fixe, da? E o formă fixă în care ne simțim adesea incompleți. Trebuie să învățăm să fim vulnerabili, deschiși, da? Cum ne învață asul de cupe și cavalerul de cupe. Deci în sufletul vostru vă doriți eventual să renașteți, să ascultați intuiția, să manifestați încredere, sunteți mai puternici, da? Decât credeți. Și creativitate. Să înfloriți, vreți să înfloriți. Ce frumos cu floarea și cu... Da? Să ieșiți ca din mormânt aici. E energia aceasta toxică. Provocarea este. Tot despre voi era vorba, tot despre tradiții. Să ieșiți din tradiții și să manifestați compasiune față de familie, față de cei care v-au educat într-un anume fel. Și să creșteți spiritual. Male preot, poate să fie și un profesor spiritual, nu neapărat că sunteți voi, nu. Repet, nu. Dar depinde foarte mult de nivelul vostru spiritual, de a zic, unii puteți să fiți alții, nu? Dar provocarea este ca să fii profesor spiritual, trebuie să ieși din tradiții, clar. Și ca să ieși corect și în direcția cea bună, evident că trebuie să le cunoști. Asta înseamnă să citești Biblia, să studiezi, da? Cultura, religia din care vii. Ca să știi în ce direcție te duci, ca să te manifesti în varianta ta cea mai bună. În fine, împărate. Poate prea multă filozofie. Hai să vedem. O dată, două ori. Uf, prea multe, dar văd eremitul. E o tăcere acolo, în singurare. V-ați separat de cineva? E o problemă de familie. Sau un contract. Contract. Eu așa simt, e o singurare. Hai să mai vedem. O tăcere între voi și cineva din cauza unui contract, din cauza acestei legături karmice. Împărat o dată. Doar. Aici este un blocaj.
încearcă să vă blocheze. Persoana autoritară care încearcă să vă blocheze, să pună garduri, restricții. Și provocarea este să vă luați această bâtă, da? Regina de bâte. Și să rezistați. Ia uite, 3 de cupe. Vreți să manifestați, da. Trebuie să manifestați dragoste. Iar cărți care reprezintă tradiție, karmă, între cărți care reprezintă emoții profunde și dragoste și bucurie. Vă rog să-mi scrieți. Deci este provocarea. Cum rezistați în fața restricțiilor? Cum faceți portiță în aceste ziduri impuse de societate? De societate, împăratul reprezintă politicul, da? Marele preot reprezintă regulile impuse de cultură și de religie, da? Aceste restricții. Cum faceți cale către sufletul vostru, către pasiunea, către oamenii pe care îi iubiți, da? Cum vă puteți bucura de viață în condițiile astea? Nu știu, deja etalarea voastră sună foarte colectivă. Adică, în ce sens? Oricum e etalare colectivă, dar sună așa la în acest moment, ceea ce povestesc, ține de un colectiv la nivel planetar. În fine, diavolul. O dată. Doi. Trei. Ia uite, puterea. Puterea și diavolul, ce poate... I-a zis, deja parcă aș vorbi despre întreaga planetă, nu doar despre zodia Taurului. În trecutul apropiat, ce? Îndepărtat. Puterea. Da? Cineva care încearcă să domine, să vă țină lanțuri. Așa cum s-a întâlnit. Să încearcă de vorbea de atâta timp. Uf, Doamne. Clarificăm 10 de monede odată. De 2, de 3 ori, 10 de monede. Vă simțiți singuri acasă sau în cultura în care sunteți, în care ați fost crescuți? Nu știu, abandonați. O senzație de însingurare acolo. Poate că cineva practică compasiunea față de voi și vă arată emoții și pasiune și vă ajută să renașteți, am zis. Vă inspiră. Și 3 de monede. Da. Acest personaj vă inspiră să vă reconstruiți, să vă ascultați dintr-o altă perspectivă, cum am zis mai devreme. Sufletul, hobby-urile, pasiunea. Stați să aprind un pic lumina. Și la capătul setului de cărți, 3 de spade. Poate unii dintre voi ați fost într-un triunghi amoros. Sau nu neapărat amoros, poate să fie, am zis, relația dintre voi, cineva de acasă, pot să fie și părinți, și job. Dar ca să vă reconstruiți în această însingurare în care vă simțiți, greu, e greu. Dar nu e imposibil, nu e imposibil. Trebuie să știți ce planuri vă faceți, cum vă alegeți să vă reconstruiți această lume, cum să ieșiți din restricții și să mergeți într-o nouă direcție. Aici este. Cum să faceți drum în acest zid? Pe de altă parte, 9 de monede, de bute și împăratul. Dacă rezistați acum, înseamnă că sunteți puternici și vă veți putea găsi echilibru. Clarificăm asul de cupe. O dată. O, doi. De trei ori. Ah, justiția. Ar putea să fie dreptate. Dreptate divină prin prezența cuiva. O nouă dragoste care va duce echilibru. Justiția în acest moment o văd. Mai bine la mine întotdeauna se mișcă cărțuline. Ia uite soarele, valetul de bâte. Dar vine cineva, poate sunteți un pic defensivi, vine acest as de cupe. Posibil că a venit, v-am zis, vă inspiră cineva. Dar poate că la început ați fost mai supărați, da? Stând în energia despre care am vorbit mai devreme, dar posibil acum să aveți o revelație cu soarele și să înțelegeți că, de fapt,
ca să vă bucurați de viață, trebuie să manifestați, să ieșiți, da? Să manifestați schimbarea, să ieșiți din tradiții. Justiția și asul de cupe. O dragoste care vă echilibrează. Sau, repet, dacă nu e nouă dragoste, pentru că se poate manifesta la început, se manifestă sau se va manifesta, variază, etalările acestea se pot manifesta în câteva luni de zile. În primul și în primul rând să vă găsiți echilibrul în voi. Dreptatea divină întotdeauna se manifestă mai întâi în noi, prin această compasiune pe care și iertare, da? Față de noi înșine, și apoi prin ceilalți. Nu mai așteptați să fiți salvați de unii și de alții, nu zic de voi că așteptați, am spus la modul general, pentru toți cei care ascultă. Da? În primul rând, salvați-vă prin credință, prin puterile voastre, și apoi veți atrage oameni care au făcut același lucru. Dacă vă inspiră cineva în acest sens, cum să vă salvați, vă ridicați singur, să renașteți ca Fenixul, că tot am vorbit de Fenix, da? Casa opusă, vouă, bine. Și în momentul în care voi renașteți, puteți să oferiți echilibru. Vreți să oferiți eventual echilibru, cineva vă oferă echilibru, da? Prin această dragoste și compasiune și empatie și bucurie. Poate încă neexprimată, dar există. Clarificăm, e un personaj independent, da? O femeie independentă, mă special. Clarificăm 4 debăte, o dată, de 2 ori, de 3 ori sfaturi. Oh, ce frumos! Bucurați-vă! Cineva vă inspiră. Cum să faceți lumină și soare la voi acasă? Cineva va aduce bucurie în casă. O senzație de... Poate pentru unii care sunteți căsătoriți și aveți copii, un copil care va aduce bucurie acasă, dar... În primul rând e copilul interior. Aici este bucuria. Aici nu este. Și tot casa este 10 de monede, da? Părinții, bunicii, rudele, da? Aici nu. Aici este altfel de casă. Sunt prietenii, sunt oamenii cu care corespundeți, care vă înțeleg. Sfatul. Bucurați-vă de oamenii cu care aveți legături. Ia uite. Legături creative, abundente, nu lanțuri. Ia uite ce frumos, ce diferență. Mulțumesc, mă, de inspirație. Da? Ce diferență. Aici sunt lanțuri. Aici este cornul abundenței, nu? Ce înseamnă? Că puteți să fiți creativi. Apropo de flori, de aici pleacă. Cineva a sădit o sămânță în sufletul vostru și voi puteți să vă bucurați. Să vă bucurați. Aici este sfatul. Aveți grijă. Să fiți, apropo, ce frumos, da? Nu simțiți? Să fiți terenul acela, să nu fiți un teren casant. Udați cu emoții, cu grijă, cu compasiune și empatie acest teren ca să sporească. E un eveniment brusc. După dezamăgiri, se întâmplă ceva. Probabil că scuzele sau exprimarea emoțională a cuiva aduce într-un mod trăsnet această bucurie sau revelație, că de fapt una alta. Veți trăi și veți vedea și poate îmi veți povesti. Da? Că poate voi trebuie să comunicați, poate alții trebuie să comunice. Veți vedea. Dar, dacă a fost un trio sau ați oferit timp prea mult jobului și mai puțin persoanelor apropiate, s-a creat această decepție și în viața voastră și în viața lor. Posibil să fie și un divorț pentru unii. Dar, prezența cuiva, exprimarea, valetul de cupe, exprimarea, o exprimare frumoasă, sau prezența cuiva, într-un mod neașteptat, dărâmă eventual decepțiile, preconcepțiile, această construcție rigidă
ca să se reconstruiască acela. Clarificăm 4 de monede o dată, de 2. Am văzut 5 de spade, de 3 ori. Este personajul care v-a decepționat, care este mai rigid. Este prea rigid. Prea rigid. Poate că ei sunt decepționați. Vedeți, știți voi mai bine povestea voastră. Acum, noi vorbim despre voi și sfatul este să mergeți în această direcție plină de încredere. Aveți soare, aveți galben, e chakra, da? A treia creativității și a încrederii. A doua, a treia, da? Și a sexualității. Uh-huh. Am zis că am văzut 5 de spade, ia uite care apare. Cineva probabil că a făcut jocuri mentale între voi și altă persoană, interesant. Poate. Între voi doi și-a băgat nasul altcineva, posibil și asta. Sunt multe variante. Dar au fost jocuri mentale, au fost cuvinte grele, poate la aici, în trecut, poate chiar și acasă. Vedeți unde se întâmplă. Pentru că, repet, familiile noastre nu sunt cele mai grozave. Din acest motiv, familia, tradiția este simbolizată de numărul 5 pentru că trebuie să schimbăm. 5 înseamnă și agresivitate unor, da? Trebuie să schimbăm spre 6, spre îndrăgostiți, spre echilibru, spre armonie. Pentru cine are urechi de auzit. Clarificăm 4 de monede. O dată. De 2. Și de 3. Regele de cupe. Iar mare preot. Posibil. Ce simt? Simt că există o dragoste profundă. A voastră sau a cuiva. Voi știți, este o dragoste profundă, dar care a fost ținută în stand-by. Din prea multă precauție, din grija pentru bani, am tot vorbit, da? A trecut. Din grija pentru bani, pentru tradiții. Și vă este teamă că poate nu poate fi renăscută, poate este doar o teamă, evident, din cauza că a rămas prea mult în stand-by. Pentru unii, da, nu știți, e în poziția fricilor, nu știți dacă să mai iubiți. Sunteți foarte precauți în ce privește dragostea. Dacă divorțați de cineva, unii dintre voi, sau vă separați de un trecut neplăcut, această nouă dragoste, nu știți dacă vă aduce justiție, dreptate, echilibru sau se va manifesta ca trecutul pe care... de care tocmai încerca să vă eliberați, da? Pentru că voi vreți ceva nou. Dar e în poziția fricilor, da? 7 și cu 1, 8. Aici trebuie să munciți. Apare totuși în prezent un 8. Transformare. Implicare. Clarificăm faetul. O dată. De 2. De 3 ori și apare iar. Au venit mai multe cărți. Apare faetonul, clarificat de trăsnet, de turn, de trăsnet, de situația aceea neașteptată, în care cineva vine și veți fi puși să alegeți eventual. Posibil. Ce faceți? Pentru că trebuie să alegeți să fiți în echilibru. Ce faceți? Rămâneți pe loc în aceste chinci, da? Legături, lanțuri. Se văd și aici lanțurile, da? Sau mergeți în direcții care vă
vă ajută să vă explorați, să vă descoperiți. Dar ce-i drăguț, că, ce-i frumos, ce-i minunat că la capătul setului de cărți vă eliberați de, posibil, v-ați simțit trădați lângă o mamă? V-ați dori să manifestați independența și ați avut o mamă posesivă? Posibil pentru unii. Faetonul. Într-un mod ne-aștepta cineva bine. Faetonul și șase de pute. Într-un mod ne-aștepta cineva apare în preajma voastră, în viața voastră. Și veți fi puși să alegeți o nouă direcție. Dar turnul înseamnă nu doar neașteptat, ci și trezire. Trezirea, am vorbit despre trezire și la soare. Da? Posibil că vine... Faeton, oracul, reprezintă casa a patra. Pe lângă casă, în fine. Ce mai simt? Ce vă doriți? Să primiți o inspirație divină. Cum să alegeți? Destinul, steaua. Cum să vă alegeți? Cum să vă simțiți destinul? Ca să știți exact ce să alegeți. Aveți nevoie de inspirație. Asta vă doriți. Aveți nevoie de o inspirație trăsnetă, o evrică. Evrică. Gata. Asta e direcția pe care o vreau. Asta vreau să o construiesc. Nu știu, e un soi de... un șut în fund, un pas înainte. Ceva de genul ăsta. Asta vă doriți. Probabil că... sună cam ciudat, dar cam așa văd cărțile. Vrești ceva așa brusc, trăsnet. Shocking Asia. Și cred că o să vină un personaj care vă șochează, care atrage atenția... da? Și care e singur, își caută partener, partener. Cu care puteți să fiți împreună, eventual. Pentru că la capătul setului de cărți, voi vreți să vă eliberați de trădările care au fost în privința banilor sau unei relații de lungă durată. Am zis, ați vrut să manifestați independență. Sau poate altcineva a vrut să manifeste independență, voi ați oferit stabilitate și vă simțiți trădați. Există și varianta asta, da. Clarificăm 5 de cupe în viitor. Da. Ia uite. Regina de... despre care tocmai vorbeam, da? Blocați. Blocați această energie care va crea probleme. Ori obsesia pentru stabilitate financiară în condițiile în care știți că sufletul vostru tânjește după pasiune, după emoție, după renaștere. Da? Posibil că lor, regina de monede care este, o să le fie dor de voi, o să plângă după voi în momentul în care voi alegeți o altă direcție, dar asta e. Și dacă ar fi mama, dragii mei, eu vă zic din experiență, și dacă ar fi mama, asta e. Poate să plângă mama că plecați de acasă, că vă alegeți altă carieră. Este dreptul vostru să aveți altă carieră. Vorbesc pentru cine o fi având de ei, auzit așa ceva. Și dacă nu-i mamă, poate e o relație de lungă durată, poate e o rudă, poate eu știu cine e la job. Ia uite, blocaj. Înțelegeți niște confuzii emoționale? Niște secrete? O, da, niște frici emoționale le înțelegeți. Poate...
Pentru cineva, trebuie să spun și chestia asta, pentru că a venit mesajul, poate cineva a încercat, o femeie, pentru unii bărbați, a încercat să vă manipuleze prin copil, prin copil pentru unii, da? Pentru unii. Ba că e gravidă, ba că nu e gravidă, ba că aveți un copil, știți, chestiuni, fiecare, și bărbații și femeile manipulează în felul lor. Posibil să blocați acest lucru și să înțelegeți. Niște frici, niște confuzii. Apropo, o atitudine aventurieră. Sunt multe lucruri. Văd foarte multe. Am spus doar câteva. Clarificăm, te rog frumos, ce reușiți să faceți. Iar am vorbit mult. Sper să fie cu folos. Ce reușiți să faceți? 8 de monede. O dată. De două ori. De trei ori. Vă transformați oricum. Asta e, ce frumos. Aveți o nouă idee. Cum să faceți bani. Pe de-o parte, să ieși, să nu mai fiți slugi la altora și să munciți pentru alții. Doamne ajută, vă doresc, eu vă îmbrățișez pe toți care găsiți soluții, da? O victorie la locul de muncă, eventual, într-un mod neașteptat, misterios. Dar vreți să comunicați cu cineva, clar? Aveți o idee cum să vă implicați în relație cu cineva? Mai... Da. Un personaj care vă aduce multe emoții, de care ați încercat să vă detașați emoțional, voi sau ei, dar de care n-ați reușit să vă detașați, pentru că face parte din destinul vostru acest personaj. Face parte din destinul vostru. Voi trebuie să vă vindecați de programări, nu de personaj în sine, da? Dar veți afla niște vești. Nu știu, cavalerul de spade, iar vești trăsnet. La drum. Despre cum vă puteți transforma viața și la locul de muncă, dar și în general. Despre cum puteți să mai faceți bani, mai găsiți noi abilități. Este o victorie. Și asta pentru că și voi v-ați străduit să vă... 8 înseamnă renaștere și avem aici judecata renaștere, da? În suflet. Clarificăm și îndrăgostiții. O dată. Hai, mai. Clarificăm îndrăgostiții. O dată. De două. Trei ori. Frumos! Eu așa văd lucrurile. Alegeți. E o alegere. Eu zic că vă veți descoperi misiunea. Vă eliberați de dacă a fost un triunghi amoros în viața cuiva, vă eliberați de lucrurile astea, uitați ce vine. Vă eliberați de stagnare. Da? Sunt multe cărți care au venit invers. Da? Ia uite, cineva v-a manipulat. Și vă alegeți în primul rând, ce înseamnă îndrăgostiți, alegere importantă. Iar e o victorie, înțelegere. Cum să vă transformați viața, cum să fiți independenți, în ce direcție să munciți ca să deveniți independenți. Cineva vă arată, vă inspiră cum să alegeți în dragoste. Poate că vă îndrăgostiți de cineva care vă inspiră, posibil și asta. Dar e ok atât timp cât vă ajută să vă reprogramați. Da? Să puneți capăt, ia uite, moartea, situațiilor dezechilibrate. A stat un suflet pereche, a stat în așteptare pentru că ați avut niște probleme foarte, foarte grele de depășit. Sunt multe de povestit. Ar trebui să scrie o carte sau o cărțulie la fiecare etalare. Dar vă vindecați. Clarificăm ea și cavalerul de... Clarificăm cavalerul de cupe. O dată. De două ori. Am zis, ieșiți din obsesiile acelea, din programări.
Vă vindecați de niște programe negative. Vă vindecați de... Ia uite, vă vindecați. De niște jocuri mentale. Cineva s-a jucat cu mintea voastră și a încercat să vă folosească, să abuzeze de voi. Mai dăm o carte. O dată. De două ori. De trei ori, da. Vine să strămut. Vă întâlniți cu sufletul pereche. Și dacă vor mai vrea cei din trecut să vă ofere eu știu ce împăcări, am senzația că o să le refuzați. Pentru că voi vreți să alegeți vindecarea. Am zis, vă îndrăgostiți de un personaj important. E în sufletul vostru, regina de bute. Da? Și judecata. Un personaj care vă inspiră și vă renaște. Vă ajută să renașteți. Da? Ia uitați sfatul. Eventual întâlniți-vă, stați de vorbă, manifestați ceva creativ, nu știu, ceva frumos cu ei. Că puteți. Și vă zic că puteți pentru că așa simt nevoia să vă povestesc că eu am avut cândva o colaborare, am mai spus-o, nu mai știu cu ce ocazie, cu Maia Morgăștea. Se poate să vorbiți cu oameni importanți dacă știți să vă duceți cu sufletul deschis. Da? Dacă știți să vorbiți și să cereți acea colaborare cu ei, se poate manifesta. Nu știu de ce a trebuit să spun chestia asta. Este un personaj important care vă ajută să renaște și să vă regăsiți direcția în viață, destinul. Ba chiar fericirea. Dar în primul și în primul rând vindecare. Nu știu ce se nevoia, nu știu, așa, la nivelul inimii, se nevoia și să oftez din cauza energiilor trecutului, dar am și așa o senzație de bucurie pentru voi. Că va fi bine și pentru voi. Vine să vă pup și să vă îmbrățișez. Doamne ajută să fie bine așa cum mă și simt. Cu fi luna asta, cu fi un pic mai spre ianuarie, vedeți, spuneți-mi, aduceți-vă, vă rog, aminte de această etalare, pentru că e foarte faină. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup, măi, numai bine, ceau, ceau.